Începând de astăzi, apărăm într-un nou format, sperăm să vă placă și v-am pregătit o mulțime de surprize, tocmai pentru a vă petrece ziua de duminică sau cel puțin ora pe care vă dedicăm în fața televizorului. Invitata mea de astăzi este o colegă, zic eu, foarte, foarte bună. Bună, Adriana! De ce n-aș fi bună? Adriana, este vorba despre deja foarte cunoscută Adriana Dascălu Bulină, colega noastră de la Intermedia TV, Radio Top și Jupână. Bine, bine te-am găsit, Oana, bine v-am găsit, dragi telespectatori. Trebuie să spunem despre Adriana că de câțiva ani realizează rubrica de bucătărie în Jupână și a spus cam despre toate personalitățile sau preferințele culinare ale personalităților din Suceava, mai puțin despre ale ei, cum era de altfel și normal. Acum, nu puteam să spun eu despre mine, adică nu tot, dădeam bine. Că tot ai acceptat provocarea, a venit momentul să-ți etalezi talentul culinar. Sau nu. Eu sunt convinsă că măcar ai învățat câte ceva din cele povestite de invitații rubricii tale. Cel puțin teoretic, da. Așa mi-a zis mie cineva în Grecia, mai mult ne ia până ajungem acolo. Ăsta ar fi cel mai bun. Ulei de măsline, extra virgin. Și mi-a mai zis că am avut o problemă cu sarmalele mulți, mulți ani. Nu știu exact de ce, nu am mâncat sarmale. Nu aici. Pesto, pesto, rucola. Scuze. Nu aici. Și sună telefonul. E soțul meu. Da, Bogdan. Da. Tataie, te fac cumpărături în Carrefour. Îți simt lipsa. Asta a fost scurta conversație cu bărbatul meu. Uite pinguinii, mama, uite pinguinii, mama. Filmează, te rog, pinguinii pentru Luca. Aia, dacă o strice porția ta. Nu, te rog, nu. Că dacă ar fi să mănânc ce gătesc eu, ar fi groaznic. Fiecare cu porția lui modestă se rămâne. Modest, ești fericit, îți face una dintre noi porția. Sau doar filmezi astăzi. Nu m-am tăiat, am reușit să nu mă tai. Adriana, te rog frumos, nu vreau să te rănești în timpul pădărie. Serviciului. Da, da. S-ar fi accident de muncă, nu? Nu. Da. Ura, am primit o nouă tigaie. Mulțumim, mulțumim. Modestea a fost sunetul acesta. Filmați? Modest, știu că mă filmez acum, dar am spălat roșia. Da? Nu aici. Dragă, Oana, dragă. Nu se dezlipește eticheta. Mai insistă. Nu ai unghii? Sincer, nu. Că tot a fost cu pașele. Le-am cam dat gata la frecat podele, uși și alte. Știu. Mai întreabă-mă ceva, Oana. La asta nu mă așteptam. Opa! Miroase? A busuioc? Proaspăt! Nu aici. Asta tăiat! A treia oară e cu noroc. Bun, hai să mâncăm. Hai.